numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bisericioși, din programul nostru de catehizare la taine, urmează taina pocăinței, care este cunoscută și taina spovedaniei, adică a mărturisirii păcatelor. Se mai numește taina pocăinței pentru că atunci când credincioșul își mărturisește păcatele, primește un canon de pocăință sau încearcă să-și schimbe atitudinea față de păcat și să schimbe viața lui, revenind la rânduierile Sfintei Evangheliei. Se știe că prin această taină se iartă păcatele pe care credinciosul le-a făcut, fie de la botez până la mărturisire, fie de la ultima mărturisire, în care se înțelege că și-a mărturisit toate păcatele, până la această mărturisire, în care întoarcerea lui va fi la o viață frumoasă, trăită după perceptele rânduite de biserică. Când a fost așezată această taină a pocăinței? Sigur că este așezată ca taină sfântă de Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci când, după înviere, a dat putere apostolilor în acest sens. Le amintește, știți că puterea de Fiul de a ierta păcatele, cum spune Sfântul Evanghelist Matei la capitolul 9, versetul 7. Și puterea aceasta a dat-o Sfinților Apostoli, după înviere, când le spune așa: pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și a zis: oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Și cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține vor fi ținute, potrivit cu Evanghelistul Ioan, la capitolul 20, versetele 22 și 23. Îi punem întrebarea, de ce este de folos această taină a pocăinței? Mântuitorul a cunoscut firea umană. Știu că suntem oameni cu puteri limitate. Oameni slăbănoși, de altfel, așa, în termenul mai popular. Spunem că facem una, vrem să facem una, dar facem tocmai ceea ce nu ne este de folos și ceea ce nu vrem. Și atunci, pentru această credere a noastră, în nenumărate rânduri, Dumnezeu a rânduit taina pocăinței în care credinciosul se poate reabilita în fața lui Dumnezeu. Și, în acest sens, Mântuitorul ne dă curajul, ne dă și îndemnul și sfatul, ce ori de câte ori veți cădea, ridicați-vă și Domnul vă va primi. Deci, taina pocăinței este ridicarea credinciosului din păcat, colectarea lui și revenirea la o viață normală, din punct de vedere al credinței, al faptelor coordonatoare a credinciosului pe calea mântuirii. Cine păcătuiește, poartă în suflet greutatea și mustrarea greșelilor. Pentru că nu este aceeași starea credinciosului când nu păcătuiește, ca și atunci când se vârșește păcatul. De ce? Pentru că păcatul mustră conștiința noastră. Indiferent dacă știe cineva că a făcut păcatul sau nu, știe Dumnezeu și știm noi. Și credinciosul nu are liniște în sufletul lui. Așa cum nici regele David, când a păcătuit atunci cu femeia lui Urie, câte vreme a ascuns păcatul în suflet, spune așa, Psalmul 31, deci îi se mistuia oasele și seca vlaga trupului atât de mult în lustra. După ce l-a mărturisit, a primit iertare și descărcarea sufletului de greutatea care l-a apăsat. Asta se întâmplă oricare dintre noi. Și atunci, după taina spovedaniei, simți o ușurare. O stare deosebită, adică te
nepovorat de greutatea care ți-a păsat sufletul și conștiința. Pentru că, știți, conștiința nu doarme. Ea în permanență îl mustră pe om pentru păcatul care l-a făcut. De ce? Este glasul lui Dumnezeu. Deci conștiința noastră este glasul lui Dumnezeu. Care ne spune, n-ai făcut bine. Nu trebuie să faci acest lucru. De ce l-ai făcut? Și atunci, până nu te scapi de această apăsare, nu ai liniște. Ce se cere de la ceea ce se spovedește? În primul rând, căința, adică părerea de rău pentru păcatele pe care El le-a făcut. Apoi mărturisirea lucru zis a tuturor păcatelor în fața preotului duhovnic, care scrie Sfântul Apostol Ioan, ce dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Aici este o problemă delicată, adică se întâmplă de multe ori că veniți la mărturisire, părinte, am uitat la cealaltă mărturisire să spun păcatul mutare. Este o formă pozitivă de îndreptare. A uitat este omenesc. Fie din cauza emoțiilor, că veniți de atâtea ori cu emoție și când ajungeți sub patrafir, uitați tot ceea ce ați făcut. Este starea de emotiva omului greu. Sunt eu mai sensibil și se întâmplă. Dar una este a uita și alta este a ascunde. Așa că, dacă ați ascuns cu voia pe păcat, mai bine să nu vă împărtășiți. Este mai de folos. Te-ai mărturisit, le-ai spus câteva din ele. Ai gata să fost gemene, deși n-ar trebui să fie. Pentru că nu preotului ca atare mă mărturisit, ci prin preot, prin Dumnezeu. Pentru că preotul spune, Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus o să te ierte pe tine, Fiule, de toate păcatele pe care le-ai făcut. Iar în Biblie de Dumnezeu și Duhovnic cu puterea care mi se dată, te iert și te dezlic. Sigur că este colaborarea între Dumnezeu și preot și credincios. Preot este intermediar între Dumnezeu și credincios. Dar Dumnezeu ne iartă, atunci ai mine și știe. Așteaptă să ne mărturisim. Nu trebuie să ne plac la preot, trebuie să mergi ca la un prieten. Nu ca la un judecător dur care te condamnă și te execută, nu. Ca la un părinte. Nu, părinte, voi toate câte le faci, pentru că El este iertător. Cu atât mai mult relația preot-credincios, trebuie să fie această colaborare. Adică eu nu sunt pus la ce să vă judec pe dumneavoastră. Eu sunt pus să administrez tainele lui Dumnezeu în Biserica Lui. Și acestea se pentru dumneavoastră. Așa că eu nu vin ca judecător și nici nu țin minte păcatele dumneavoastră. Sunt convins că dacă m-ați întreba unul, oricare, după ce m-ați spune, nici ce păcate mi-a spus, nu știu dacă v-ați putea reproduce din ele, 30% sau mult 50%, pe moment. Dar după aceea, puteți să mă întrebați. Nici nu avem interesul de preot să se reține în păcate. Atunci, pe moment, da. Ca să dăm sfaturi, să dăm canon de pocăință, să îndreptăm cât se poate și să creăm acea atmosferă de încredere în Dumnezeu, nu de respingere, ci de apropierea credinciosului în vederea îndreptării. Apoi, în al treilea rând, hotărârea de a se îndepărta cât se poate de păcat. Adică, cât poți te feri, să nu te mergi, să nu te mai întorci la păcat, să nu mai faci păcatul acesta. Și asta vă spunem noi, de la noi, ci reproducând atitudinea Mântuitorului cu femeia aceea prinsă la adulter, când a adus-o iudeii la Hristos și era condamnată la moarte prin aruncarea pietrei asupra ei până murea pentru păcatul de Sfânt. Mântuitorul, ca tată, iubitor și iertător, a fost care sunteți fără de păcat, aruncați primul cu piatra asupra ei. Când s-au îndepărtat toți părâșii, s-a uitat Hristos la ea și unde sunt părâșii femei? Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce este mai părintesc? Ce este mai frumos? Și în același timp, mai spre corectare decât spre execuție, despre
pedepsirile a unui om care a greșit. Apoi împlinirea canonului, adică a sfatului de care duhovnicul pentru iertarea păcatelor și îndreptarea păcătosului dă. Cine îndeplinește aceste condiții, primește dezlegare de păcate pe rugăciunea aia pe care o rostește și v-a amintit-o mai înainte preotul duhovnic. Dacă nu primești dezlegare de aia de păcate, se nu te împărtășești. De fapt, preotul trebuie să spună de Dumnezeu, nu te dezleg, nu te împărtăși. Mai vii pe o săptămână, pe să dau și uite, îți dau canonul ăsta fără rugăciune cu tare. Și apoi, haide, din nou, unde preotul va constata starea de credință, de regret a credinciosului și dorința lui de îndreptare. Cea mai frecventă rugăciune de pocăință care este Psalmul 50, pe care preotul de multe ori dă, sau alte rugăciuni, sau diferite forme, în care se poate reabilita credinciosul. Deci să știți, canonul nu este pedeapsă. Este un mijloc de îndreptare, de corectare. Una este pedeapsă și asta dată sunt mijloacele de îndreptare. Se dă cu Domnul plăteție, nu spre execuție, nu am spus, ci spre îndreptare. Așa că spune ce vreodat canonul cu tare, cu tare. Știu că acum preotul la canon, aici la canon, e o problemă delicată. Unde poate unii dintre noi se tem deficitar. Îl punem canoane pe credincioși care nu le putem duce nici noi. Pentru că în acest sens a spus-o Hristos, ce nu puneți povere. Și o spunea fariseul și cărturarilor, dar el se va la fel și în Noul Testament, pe care voi nu le puteți dedica de la pământ. Pentru că să pui povară cu spatele omului, dacă tu ești în stare să le duci. Pune-ne așa cum, efectiv, în stare să le duci. Sigur că canoanele sunt foarte drastice, să știți. Și am să vă citesc câteva dintre canoane. Nu ca să vă înspăgând, ci ca să vă conștientizez. Să vedeți că unde sunt canoanele și unde biserica lui preot mai face unele pogorâminte de care o tare nu este frică să nu ne afecteze pe noi preoții la mântuire. Când, așa cum spunea regretatul Bartolomeu, mitropolitul, ce mă gândesc, sau s-a spus-o la anii bătrâneții lui și câte la suferință. Dacă nu am legat, zice, pe cine nu merita să leg, nu trebuia să leg, și dacă n-am dezlegat, pe cine nu merita să dezleg. Așa că aici e o problemă delicată. Aici e secretul și sensibilitatea duhovniciei, care apasă pe periodul duhovnic. Iată, învățătura despre canoane, să vă citesc din Morifelii. Din canoanele scoase, de Sfintele Sinoade ale Sfinților Părinți și cum trebuie date pentru fiecare păcat. Pentru preacurvie, 15 ani să nu se împărtășească. După canonul Sfântului Vasile cel Mare, 15 ani. Deci nu se duce să spovedească, se poate spovedi, dar nu se poate împărtăși cu Sfânta împărtășată. Iar canonul 20 de la Cila, pentru preacurvar, ca și pentru curvar, îi canonisește, însă numai pe cei ce se păcătuiesc, că vor face milostenie și alte fapte bune. Sodomia, 15 ani. Curvia cu domitul, 15 ani. Pentru curvie, 7 ani, canonul 59 Marelui Vasile. Pentru desfrânare cu noră, cu soacră sau cu mama soacrei, cu domitoace sau cu păsările păcătuit, sau cu femeia lui peste firea curvii, sau cu vrăjul blând, să nu mai fie preot, dacă e preot. Canonul 81 al Marelui Vasile. Cel ce se va desemna cu sora lui, cea de un tată și de o maică, 20 de ani să nu se împărtășească. Cel ce se va desemna cu nora, cu soacra sau cu mama soacrei, oricum, la 11 ani să nu se împărtășească. Cu vară primară, 10 ani. Cu vară de a doua, 9 ani. Cu mama nașii sale 11 ani, iar cu nașa 20 de ani. Cu cumnata 11 ani. Femeia aia se va desfârna cu doi frați 11 ani. Cu mama vitregă 20 de ani. Pentru fecioară mai mică de 12 ani, cine o a stricat 12 ani, Sfântul Ioan Pusnicul, să nu se cuminice. La fel, femeia care n-are bărbat, canonul cu vie se va canonizi cu 7 ani. Iar cele cu bărbați, cu canonul prea cu vie, adică 15 ani.
Cel ce va umbla cu femeia asta peste fiile 5 ani. Și de cum va dorește să se facă greu să nu se facă. Așa se caracterizează și pe femeia de va fi fost voia ei, dar de va fi fost voia cu sila mai ușor, să o canonizezi pe cum vrei, începe tu, sila ei, canonul 60, ce-am spus de Ioan Costitorul. Cel ce va umbla cu femei străine peste fine 15 ani. Cel ce jură strâng 10 ani, iar de-a făcut aceasta de nevoie 6 ani, adică ne-a fost forța. Martorul vicinul 6 ani. Deci toate aceste restricții le-am părtășane, să știți. Cel ce face malahie, postul de 40 de zile și metanie 100 de zi, iar de va posti un an, să nu se împărtășească și câte 50 de metanie pe zi. Canonul 20 a Sfântului Ioan Postitorul. De va muri copilul nebotezat, din depăsare a părinților, 3 ani părinții să nu se împărtășească. Mâncând lunea, miercurea și vinerea, odată și mătânii 20 de zi. Iar ne va fi din elea preotului, atunci nu este păcat. Deci nu vă lăsați copiii să nu vă fie împărtășiți la botez. Poate să uite preotul, de părinte, vă împărtășește. Iată, canonul nu-i jucărie, nu-i hotărârea sinodală. Ce ceva va avea ajută cu care va să nu intre în biserică, până nu se va împăca. Că rugăciunea lui spre blestem și spre păcate se socotește și să facă pe toată ziua câte 50 de bătări. Dacă îndrăznește să intre în biserică, nu e păcat cu altceva. Femeia care își va umple pruncul, 7 ani să nu se împărtășească. Astea sunt canoanele Sfântului Vasile cel Mare, Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântului Ioan Costitorul și alți sfinți, participați la semnatele ecumenicii. Iată, numai o parte din cele din Scripturi le-am citit, dar care pot fi foarte frecvente și care sunt cu asprime puse în fața noastră. Deci să căutăm pe cât posibil să ne ferim de orice păcat. Chiar spovedania este necesară și pentru păcate puțin. Pentru că mai facem păcate și cu știință, și fără știință, și cu gândul. Și acestea trebuie mărturisite. Pentru că și prin vorbă de multe ori putem să demoralizăm sau să ucidem moral pe fratele nostru. Iisus zice, sunt cesare un om, să nu fie nimic ca Domnul. Și cel ce te aude, l-ai desmeritat și mai puteți să vorbim cu tare despre respectivul, că e un om de nimic. Cu asta, la sufletește, l-ai putut omorât. Adică nu are credibilitate în fața celorlalți. Așa că să punem bază gândurilor, vorbelor și mai mult faptelor. Iar atunci când suntem împovorați, să alergăm la greu să ne ușurăm de orice povoară care pasă asupra sufletelor noastre. Pentru că se pune problema de multe ori, ce este de folos mărturisirea de asta sau mai rar. Unii sfinți care îi spun că de folos este cea de asta, alții spun mai bine una mai rară și făcută cum trebuie decât mai de asta și așa cu multă ușurință. Deci nu sunt dus la calificat care, dacă are comandat, este una singură atunci când sufletul omului este apăsat de anumite păcate și totuna, să treacă la preot să se spovedească. Și atunci, orică de asta, orică mai rară, să fie de folos. Amém.